Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi o să vă arăt cum puteți să vă instalați un mod anti-AIM pentru San Andreas Multiplayer. Despre acest mod am aflat de pe comunitatea Bizon, așa că intrăm la ei pe forum, RPG, la anunțuri. Și cu ajutorul lui NCDR-ul am descoperit un mod care blochează anumite tipuri de AIM. Menționez că modul nu blochează toate tipurile de AIM existente, dar le blochează pe cele uzuale. Așadar, mai scăpăm din codați cât de cât, elegant, frumos, și vă facem vouă jocul puțin mai plăcut. Pentru a instala un anti-AIM.gs, care e un mod Cleo, veți avea nevoie de librăria Cleo și some functions. Toate aceste fișiere le găsiți în arhivă. Sperăm să vă fie de folos până când vom găsi niște alternative mai bune, download link și administrația Bizon. Downloadăm arhiva, mai downloadat odată, copiem, închidem Chrome-ul, click dreapta, hai mă, ce e așa mult? New folder, anti-AIM, copiem arhiva, o decompresăm. Intrăm în folder, Cleo 4 setup, yes, English, next, browse, jocuri, GTA, dăm click pe GTA, ok, next, install, eu am ready to continue the setup, click next, debifăm astea două, că nu vrem să citim fișierele, acum copiem Samfunk ASI și client anti-AIM CS. Hai să vedem fiecare unde trebuie copiat. La format, font, să-l facem mai mic ca să-l putem citi. Îl facem de 22, ok. Mamă, cât de lungă e. Bine, instalare. Cateus funcționează, Cleos ok. Sam se copiază fișierul în folderul GTA, iar anti-AIM se copiază în folderul Cleo. Bun. gmod/gmod activează modul. Această arhivă a fost descărcată, bla bla bla. Modul a fost creat de noi, însă dorim ca jucătorii să profite de el pentru a mai scăpa din codați. Bine. Copiem astea două fișiere, ne intrăm în jocuri, în GTA San Andreas. Hai să-l ordonăm după nume să arate mai frumos. Ok, am copiat somefunks.asi în folderul San Andreas, acum copiem anti-aim.cs în folderul Cleo. Închidem. Intrăm acum pe Bizon, pe RPG4 și să vedem dacă modul funcționează. Connect. Da, îmi cer mii de scuze, a durat mai mult să intru pentru că unele antivirusuri, precum AVG-ul, detectează somefunctions.asi ca fiind un troian. Și atunci trebuie să intrați în setări și să-l adăugați la exceptions sau whitelist sau cum aveți voi în antivirus. Scriem /gmod și vedem că în dreapta jos se apare un mic text numit Ghost Mode, exact cum spune și Kelton Fisher. Și în funcție dacă este activat sau nu, apare. De exemplu, acum este activat și apare Ghost Mode. Acesta a fost tutorialul, vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim data viitoare.